Roland. Alex, te intri la minut aici. A fost un an senzațional 2022. Vă urez un Crăciun fericit tuturor și n-am putut să mă abțin să nu fac un super clip cu câteva lovituri de tenis de câmp, pentru că tenis la minut a crescut foarte mult. Mulțumesc enorm de mult elevilor mei, cei pe care i-am antrenat și cu care simt că am început să mă formez ca antrenor în tenisul de câmp. A fost o experiență super tare, sper să mergem tot așa. Sfaturi rapide, eficiente pentru toate loviturile voastre de tenis. Nu retrage racheta aici, retrage racheta cu capul sus. Astfel vei putea accelera, iniția acea accelerare mult mai din timp, eficient, super forehand. Backhand-ul cu o mână, nu uita, ține racheta cu capul sus și cotul ăsta în plan orizontal. Și față orientată în lateral, înainte de a balansa. Cât mai drept, ridică brațul stâng sus, picotul ăsta nici jos, nici sus. Undeva în linie cu umerii. Da, în linie cu umerii. One more time. Let's go! Sau mai bine zis, let's go, ho, ho, ho. Și backhand cu două mâini. Ține capul rachetei sus, întinde brațul drept, dacă ești dreptaci, în spate. Pleacă de aici. Lasă racheta să coboare. Pentru un slice eficient, rămâi cât mai mult lateral. Priza continentală, continental grip, priza ciocan și stai lateral. Let's go! Pentru top spin, lasă-te sub minge. Vine cu racheta de sub nivelul la care vei face contactul cu mingea și finalizezi și mai înalt. Și astfel treci atât prin minge în față, dar și în sus. Pentru a da top spin. Un pic de ramă aici. Da? La voleu, ține întotdeauna capul rachetei mai sus decât mâna. Conduc cu mâna, gripul ușor relaxat, da? Priza ușor relaxată, tranziționează cu greutatea corpului prin minge. Let's go! Țineți cont de sfaturile mele, nu uitați să vă abonați, știți voi toate cele și dacă vreți cursuri în București, nu ezitați să mă contactați, promit și mă angajez să facem, să obținem progres vizibil. În 15-20 de antrenamente să fie evident progresul copilului dumneavoastră, va câștiga mai multe mingi, tot pachetul va fi mult îmbunătățit. Vă aștept, toate cele bune! Yo! Nu uitați să vă jucați cu mingea. Tot felul de jocuri vă pot ajuta la coordonare, chiar și alte sporturi. Fotbal, basket vă pot ajuta la coordonare, la o mișcare mai bună, la un simț mai bun al sincronizării cu mingea, cu un obiect în mișcare, a urmări un obiect cât mai bine. Înțelegeți? Ups! Let's go! Alex Tenis la minut, vă urează un Crăciun fericit, toate bune, lăsați-mi un comentariu dacă v-a plăcut și spuneți-mi ce vreți să vedeți în anul următor, în 2023. Ciao.